despre oameni cu poveste care au ceva de spus. Plus valoare. Doamna Hani Bratu, reprezentant al Fundației World Wildlife Fund for Nature, WWF, cunoscută de toată lumea. Puteți să-mi ziceți dumneavoastră exact care e poziția, ca să nu fac vreo greșeală? Bună ziua, Hani Bratu, sunt manager de marketing și fundraising la WWF România. Și astăzi eu mi-am propus să facem această discuție despre această organizație care activează la nivel mondial și în România automat și care face foarte mult bine, mie așa îmi place să zic, pentru cine poate să înțeleagă acest bine. Mulțumesc! Două secunde, avem genericul acestui podcast susținut de Backstage Systems și aș vrea să începem cu cel mai logic moment, să spun așa, să descriem puțin ce înseamnă WWF, de unde până unde. E organizație care în 2022 a împlinit 61 de ani. Și tind să cred că nu pentru că înainte nu le-ar fi păsat oamenilor de mediu, dar a apărut când omenirea a luat-o razna ad literam în a-și bate joc de mediu. WWF a apărut în 1961, da, anul trecut am împlinit 60 de ani de activitate. Este o organizație fondată în Elveția, să zicem că a apărut în momentul în care oamenii de știință s-au unit cu finanțiștii, cu bancherii și au început să creeze proiecte de conservare la scară mare și concentrate pe specii pe cale de dispariție. Prima specie salvată de la dispariție a fost panda. De aceea avem și panda pe logo-ul WWF. Știu că asta voiam să ajungem și la logo, care e foarte un logo foarte drăguț așa, dar din ce știu eu, povestea lui e oarecum tristă, că în momentul în care a fost înființată organizația, populația de panda era într-o situație mult mai delicată decât este în zilele noastre. Cumva acest logo este dovada faptului că nu doar WWF, dar și WWF și alții care au avut grijă de mediu au reușit în a-l salva pe panda. Sau așa, suntem pe drumul de a-l salva, nu? Așa zicem și noi, este dovada că există speranță și că dacă ne unim în acțiune atât activiști de mediu, oameni, cât și oameni de afaceri sau instituții ale statului, se poate face ceva care să schimbe lucrurile în bine. De când există WWF prezentă în România? În România este de peste 15 ani. În România a început ca un birou de program, programul Dunăre Carpați, practic dezvoltă proiecte de conservare în legătură cu sălbăticia din Carpați și cu menținerea biodiversității din lungul Dunării și din delta Dunării. Așa am început. În momentul de față suntem WWF Central and Eastern Europe, parte dintr-un birou regional care include mai multe țări din regiune, pentru că desfășurăm atât proiecte naționale, cât și proiecte regionale, în colaborare cu birourile WWF din Bulgaria, din Ucraina, din Ungaria și din alte zone. Am săpat așa puțin după câte informații am găsit vis-a-vis de activitatea actuală a organizației și m-am uitat puțin și pe timeline-ul care este pe website-ul organizației vis-a-vis de proiectele mari care s-au implementat de-a lungul anilor și sunt unele de-a dreptul mari, ca să spun așa. Și există cumva, cam pe tot globul, există regiuni pe fiecare continent, nu? Unde au fost întreprinse acțiuni inițial poate mai mici, după aia au crescut ca și intensitate, ca și dimensiunea proiectului. Sunt foarte multe arii protejate, nu? Și care au fost cumva aduse la stadiu de zonă protejată datorită militanților, nu? Și acțiunilor WWF. Aș vrea să ne concentrăm mai mult asupra României, pentru că știu că sunt câteva proiecte drăguțe. Cu două dintre ele am interacționat și eu. Aș vrea să vă întreb momentan care e focusul în România și după aia să amintim și de cele pe care le știu eu.
În România lucrăm în zona de conservare, deci în ceea ce privește proiectele de conservare pe trei domenii principale, respectiv protecția pădurilor, protecția speciilor sălbatice și protecția apelor. Aș zice că anul acesta focusul va fi pe păduri, unde avem două categorii de proiecte, unele legate de protecție efectivă, identificarea de păduri virgine, identificarea de păduri cu valoare largă de conservare și introducerea lor în cataloage care să le instituie un grad de protecție mare. Și pe de cealaltă parte avem zona de management sustenabil al pădurilor, pentru că da, lemnul este o resursă importantă și regenerabilă și avem nevoie de această resursă. Nu toți avem casele mobilate și avem produse din lemn, însă trebuie să facem o exploatare sustenabilă a acestei materii prime. Deci partea asta de exploatare, tot ce înseamnă exploatări ilegale, protecție împotriva furturilor de lemn, este o activitate importantă din ce face WWF în România pe păduri. Asta mi-a explicat și mie la un moment dat un activist de mediu, să spun așa, că a nu tăia deloc pădurea, să zic așa, nu e o idee foarte bună. Ideal ar fi să o exploatezi cu cap, nu? Cum s-ar spune. Din păcate, știm cu toții că în România acest cu cap lipsește. Ba mai mult, cred că în anumite zone există persoane care împing spre extrem și batjocoresc, să zic așa, natura. Cât de complicat e la nivel de fundație care luptă așa la nivel conceptual să se descurce în România, unde, repet, cred că sunt multe zone unde lucrurile au scăpat de sub control. Îți dai seama că foarte ușor nu este. Aș zice, apropo de ce ai spus tu, aș zice că sunt anumite zone unde nu e bine să tai deloc, respectiv zonele de păduri virgine sau arile strict protejate, pentru că acelea sunt adevărate laboratoare de biodiversitate. Acolo putem să urmărim natura sălbatică, cum se desfășoară în toată frumusețea ei, fără intervenția omului, că asta înseamnă o pădure virgină. Asta vreau este, să vă întreb, să da, descriem puțin. Este o pădure sau o zonă în care nu s-a intervenit sub nicio formă, omul nu a intervenit cu niciun tip de tăiere, chiar și de tăieri de protecție, de întreținere. Sau de replantare. Sau plantări, sau replantări. Nu s-a intervenit de peste 10.000 de ani, deci vorbim de niște perioade de timp întinse. Și acolo, practic, vedem natura în forma ei originară, să spunem. Deci acolo e bine să nu intervenim și sunt zonele unde e bine să facem exploatare sustenabilă. Asta ce înseamnă? Să nu creștem păduri doar pentru exploatare și să avem arii strict protejate, ci să avem zone în care putem exploata sustenabil. Lăsăm natura să își urmeze cursul și pe anumite bucăți din pădure, pe anumite suprafețe tăiem. Exploatăm pădurea. În felul acesta rămâne și biodiversitatea acolo. Și când spun biodiversitate, vorbesc de la nivel de viermișori, ciupercuțe, deci toate aceste insecte, toate aceste elemente care sunt, de fapt, fundamentale vieții și dezvoltării tuturor produselor pe care o pădure ni le poate oferi nouă ca oameni pentru bunăstarea noastră până la urmă. Dar noi cumva ignorăm aceste microelemente, mai devin importante. Da. Știu dacă știu bine, dar din ce am înțeles, România încă ar fi una dintre țările cumva cu statut special, în sensul că avem zone întinse de păduri virgine comparativ cu alte țări, da, care păreau că scapă până la un punct. Nu avem doar zone întinse de păduri virgine, avem 47% din suprafața țării acoperită cu zone de sălbăticie. Și asta este, de fapt, valoarea României. Practic, avem natură sălbatică într-o proporție mare, avem zone în care biodiversitatea se dezvoltă în toată splendoarea ei și, cum spuneam și mai devreme, adevărate laboratoare și de studiu și de observare și de urmărire a evoluției mediului natural. Practic, în România nu s-a intervenit atât de mult și nu s-a exploatat atât de mult ca în alte regiuni și cumva avem o comoară naturală națională, așa ne place nouă la WWF să spunem,
și pe care ar trebui să o păstrăm și să o prețuim așa cum ne raportăm și la alte valori naționale. Da, da, cumva invers proporțional cu ce am primit de la natură, e interesul, nu, a unei prea mari părți dintre români, părerea mea, adică am primit, dar n-am știut să să prețuim pe cât ar fi meritat, nu? Da, dar și aici aș zice, poate noi la WWF stăm așa un pic prea optimiști, dar aș zice că nu e chiar atât de dezastru încă. Avem o bucată semnificativă de populație care trăiește în mediul rural, care trăiește după tradiții și tradițiile întotdeauna au inclus un respect față de natură. Pe de altă parte avem o populație urbană sau populația rurală îmbogățită care vrea să-și construiască un statut care se manifestă prin bunuri materiale, da, o casă mai mare, o mașină mai scumpă și care nu are acest respect tradițional față de natură, nu înțelege că poate să facă o casă mai mare, dar totuși fără să distrugă și mediul natural. Deci suntem cumva la o congruență, la o întâlnire între două lumi și asta este și una din componentele activității noastre la WWF, cumva să mediem toate aceste lucruri. Misiunea noastră este ca omul să trăiască în armonie cu natura. Deci susținem și bunăstarea oamenilor, dar ea să se întâmple în armonie cu natura și cumva e foarte interesant când te uiți la ce se întâmplă. Voiam să zic, apropo de casă mare, mașină luxoasă, să zicem așa, în fața, în garaj sau în fața porții, dar lipsa conceptului de coș de gunoi de foarte multe ori, nu? Că pe mine mă irită foarte mult să ies undeva într-un loc care arată divin, da? Ca în wallpaper-urile, da? De la Windows și să vezi că acolo unde te-ai fi așteptat ca totul să fie perfect, să găsești mormane de gunoi și tot felul. Pentru mine e foarte greu de înțeles de ce și dacă hotărăști să ieși în natură și asta și îți cari cu tine diverse chestii, să mănânci, să bei, să orice, nu poți să cari mai puțin înapoi, nu, din moment ce ai consumat ambalaje, diverse sticle și asta. Dar acum nu vreau să pară că doar aici se întâmplă, că am văzut chestii strigătoare la cer și în alte țări, dar parcă mai rare decât la noi. Cred că la noi prima problemă e problema de educație și problema lipsei de spirit al comunității și de respect pentru comunitate. Noi venim dintr-o cultură postcomunistă în care oamenii trag să obțină cât mai mult pentru ei, în care bunăstarea oamenilor este manifestată de proprietățile sau bunurile pe care le dețin și nu de atitudinea pe care o au. Mie îmi place foarte mult să zic că exemplul bunăstării la România e frigiderul plin, pe când în mod normal ar trebui să fie frigiderul gol, că înseamnă că nu ai surplus de mâncare și nu arunci mâncare, adică ar trebui să fim mai mândri că avem frigiderul gol, nu plin, dar nu suntem încă acolo. Nu prea ne interesează de ce se întâmplă în jurul nostru. Și din păcate nici la nivel individual și nici la nivel de autorități, la nivelul celor pe care îi votăm. Deci suntem într-un cerc vicios în care oamenii aruncă pe jos pentru că n-au infrastructură. Infrastructura nu se întâmplă pentru că nu există presiune atât de mare și a publicului din cauza lipsei de educație. Și venim noi, organizațiile de mediu, alți activiști din zona societății civile, pentru că nu sunt doar organizațiile de mediu cele care luptă pentru a schimba ceva, și încercăm cu forțele pe care le avem să creăm acest spirit comunitar, să-i facem pe oameni să se uite în jurul lor și să se gândească că nu e de ajuns să fie casa lor frumoasă, ar fi foarte frumos să fie și strada frumoasă, ar fi foarte frumos să fie și pădurea din spatele cartierului sau din spatele satului sau comunei frumoasă și bine îngrijită. Deci ar trebui să ne pese de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Eu aș avea curaj să risc să afirm că dacă cineva merge pe stradă într-un oraș unde totuși există infrastructură, da, există coș de gunoi, aștepți puțin cu...
Și merge în oraș și aruncă pe jos, nemai având răbdare până la primul coș de gunoi, aș îndrăzni să afirm că sunt convins că n-are casa frumoasă. Adică nu cred că acasă totul e impecabil, totul e pus la punct, dar ies pe poartă sau, eu știu, pe ușa apartamentului și totul se schimbă. Și eu sunt atât de prost și am curajul să recunosc asta și laș, ca uneori, văzând chestii dintre astea care țar în ochi, da? Părinți care aruncă mizerie de față copiii și e limpede că ăla mic nu va crește și va deveni un super atent, mi-a fost jenă să spun ceva sau pur și simplu mi-era mie rușine de rușinea care ar fi trebuit să-i fie celuilalt că n-a avut bunul simț să mai aștepte 3-5 metri și să arunce la gunoi. Și din păcate astea nu sunt excepții. Asta ar fi exact lipsa asta de spirit comunitar, adică noi nu ne apărăm comunitatea, mediul înconjurător. Da. Ne e jenă, adică cumva. Eu te înțeleg, empatizez foarte mult cu tine. Nu cred că sunt singurul care a văzut și chiar am avut de curând o experiență foarte ciudată cu cineva. Eu am încercat să fiu finuț, să-i spun că i-a scăpat ceva din mașină. Da, și eu folosesc la fel. S-a uitat la mine și apoi m-a înjurat. Și făcea curat în mașină și scăpa de pahare de cafea, tot felul, erau aruncate sub mașină, așa. Și eu am vrut cumva să atrag atenția, dar să nu-l pun nici într-o situație. Și am spus că i-a scăpat ceva din mașină când s-a urcat. Și m-a înjurat. M-am enervat și eu pe moment, mi-am dat seama că n-are niciun rost și am plecat mai departe. Da, asta nu înseamnă că renunț. Și eu folosesc fix aceeași expresie și continui să o folosesc. Pe mine mă întristează mai mult că mă gândesc că majoritatea celor care fac așa, când ajung la anumită vârstă, probabil au familii, mai mult ca sigur au copii. Și cred că acolo e problema, de fapt. Ok, să zicem că pe unii n-ai să poți să-i schimbi niciodată, din diverse motive, dar când ei ajung să educe mai departe, nu, să dea un exemplu către copii, acolo se strică. Aici aș zice că ei nu sunt singurii care educă. Copiii din ziua de azi au și alte canale în care, pe care le formează valorile și principiile de viață. Trebuie să spun, fără neapărat să am o dată statistică, că generația nouă este mult mai sensibilă la sustenabilitate, la protecția mediului, la comunitate. Ei cresc într-o cu totul altă cultură. Nu cred că părinții lor sunt singurii care îi educă sau bunicii. Școala contează foarte mult. Aici iară ne doare un pic că școala nu face destul de multă educație ecologică, deși acum știți că recent s-a introdus educația ecologică în școli ca materie extracurriculară. Și o să vedem cum se va manifesta acest deziderat în mod concret. Există canale de social media care iară influențează foarte mult, unde activismul de mediu și ideea de comunitate sunt foarte puternice. Generațiile tinere sunt mult mai sensibile, pentru ele contează mult mai mult. Aș da ca exemplu tinerii care se angajează. Pentru ei contează foarte mult atitudinea companiilor și activitățile pe care compania le face în direcția protecției mediului, în direcția protecției sociale și așa mai departe. Deci aș zice că speranța există. Fără această speranță, cred că ar fi mult mai multă tristețe în viața noastră, pentru că noi acum suntem cam ultima generație care poate să oprească declinul naturii. Noi la WWF publicăm raportul Natura Vie, Living Planet Report, este un raport pe care îl publicăm o dată la 2 ani împreună cu un consorțiu întreg de institute științifice care arată starea de degradare a naturii și arată în același timp și ce putem să facem. Și care e situația în momentul de față? Așa, cât se poate de direct, fără ocolișuri. Avem un declin masiv al populației de mamifere, 68% parcă era în ultimul raport, avem acidificarea oceanelor,
Avem afectarea extrem de, de mare, iarăși nu țin minte cifre pe de rost, îmi pare rău. Nu avem cifre, că nu facem afectarea pădurilor, deci avem un mediu natural în pragul colapsului, însă avem și speranță, adică noi putem să oprim acest declin și să bend the curve, cum zicem în engleză la WWF, adică să întoarcem balanța, să punem natura pe plus. Până în 2030 cumva ar trebui oprit. Studiile făcute arată că dacă noi până în 2030 reușim să încetinim acest declin, avem o speranță să, ca până în 2050 să avem un alt statut al mediului natural. Trebuie să știți că la mediu vorbim în cifre de-astea de zeci de ani, de da, 20 normal. De ani. De asta, din perspectivă de fundraising, ne e foarte greu să convingem oamenii să doneze, că dacă donezi pentru o pădure, trebuie să ai încredere că ea va crește în 30 de ani. Cam așa, cam astea sunt datele și intervalele de timp despre care vorbim. Deci, credem că se poate. Există Green Deal, știți, și la nivel de european, există angajamente ale instituțiilor statului, instituțiilor internaționale, dar și din ce în cel mai mult al mediului de afaceri. Acum să vedem cum ele se vor transforma în realitate. Aici vine... Partea mai grea. Partea mai grea, aici vine problema, însă cumva din perspectiva de conștientizare și din perspectiva ridicării nivelului de importanță al acestei probleme, să zicem că am reușit să facem alături de alte ONG-uri de mediu, alături de alte entități care militează, să am reușit să facem o schimbare. Adică oamenii încep să devină din ce în ce mai conștienți că trebuie făcut ceva, nu mai merge. Păi eu cred că aici a zis bine de o chestie, că 2030 poate pare un pic departe, dar mă gândeam cum se aude ce ați spus acum din perspectiva unui om care își trăiește viața preponderent urban și care ar putea zice nu mă interesează atât de mult ce se întâmplă cu natura, dar același om trebuie să conștientizeze că indiferent ce mănâncă, da, indiferent cu ce își umple viața, toate lucrurile astea despre care ați pomenit, schimbările astea care sunt cumva macro, da, influențează calitatea vieții lui, chiar dacă aceasta se desfășoară, nu, urban. Și mai mult, ați zis 2030, pare departe, eu zic că în 2030 o să pară că a trecut foarte repede intervalul 2022-2030, dar trebuie să ne gândim că toți vom avea urmași, copii, nepoți, da? Mi se pare esențial să ne gândim foarte mult la ce lăsăm în urma noastră pe termen scurt, da? Că toți poate să zică, nu mă interesează ce se întâmplă peste 100 de ani, dar poate peste 10-20 de ani ne interesează puțin. Și cred că asta trebuie înțeles de fapt și de drept. Chiar și de către cel, cum am spus mai devreme, care n-are o plăcere în a ieși în natură. Că cei care au această aplecare spre a face drumeții, spre a se plimba, spre a merge în sălbăticie, e clar că acolo nu cred că trebuie să-i duci, să înțelege de la sine că e rezolvată treaba. Către cei care n-au asta, cred că trebuie mers așa mai hotărât. Și... Dar, eu cred că îmi dau seama cât de greu e să reușești să intri pe sub pielea cuiva care nu dă doi bani pe chestiile astea. E o provocare, zicem noi. Pentru noi partea asta de mobilizare a publicului și a consumatorului în a-și schimba obiceiurile de consum este o componentă importantă a activității noastre. Efectele sunt deja aici, adică oamenii ar fi cumva ipocrit să spui că stai într-un oraș și nu te afectează poluarea, de exemplu, că este un adevăr deja evident pentru toată lumea. Deci schimbările negative se simt deja la generația aceasta. Sigur, este mai ușor de vorbit cu cineva care are copii și se gândește din perspectivă personală la viitorul copiilor lui și atunci e mai ușor să îl convingi să își schimbe comportamentul. Dar e o muncă pe care nu vom renunța niciodată să o facem. Dar nu e o glumă sau o exagerare că viitorul copiilor care se nasc acum poate fi sumbru?
Adică știi cum e aici, chiar... nimeni nu știe exact cum va fi viitorul. Așa, dacă judecăm cum a evoluat nu natura, sună așa, da? Bine. Da. Citisem la un moment dat pe un studiu de genul că tot, mă rog, intervenția omului asupra naturii care a lăsat urmări, unele reparabile, altele nu, s-a produs după 1900 și ceva, când a început industrializarea masivă a planetei. Că până atunci, orice se întâmpla era așa, ca o adiere. Dar de când s-a început pătrunderea cu bocanci murdari peste natură, lucrurile s-au schimbat. Industrializarea și dezvoltarea agriculturii, când s-au inventat îngrășămintele chimice și a început să se producă hrană masiv, și atunci au început și declinul, pentru că depindea în mod direct de natură. Atunci a început declinul. E un lanț al slăbiciunilor, nu? Odată cu creșterea populației ca număr și răspândirea pe glob, a crescut nevoia de hrană, dar și de alte resurse care trebuie consumate, automat a scăzut calitatea, pentru că nu vrei mai repede, vrei mai ieftin, vrei să ajungă la toată lumea, și până la urmă cei care au de suferit suntem noi în zilele noastre, că eu cred că cel puțin la nivel de hrană și asta, calitatea vieții față de ce era cu 100-200 de ani, repet, la nivel de hrană, nu la altele de confort, și asta e mult scăzută. Probabil, însă acum 200 de ani nu avea atâta lume hrană și avea alte probleme. E adevărat și asta, eu aș zice calitatea vieții este mult crescută față de acum 200 de ani, însă cu un impact asupra naturii mai mare decât resursa naturii, decât puterea naturii de a se regenera. Pentru că natura se regenerează. Schimbări climatice au fost dintotdeauna, nu e o chestie modernă. Natura are o putere de regenerare. Ce trebuie să facem noi este să creăm un echilibru, să punem pe zero fracția asta, să creăm un echilibru între puterea de regenerare a naturii și consumul pe care, și presiunea consumului societății moderne. Acest lucru se calculează prin amprenta ecologică. Puteți să vă calculați și la nivel individual amprenta, să vedeți ce impact aveți ca indivizi, avem ca indivizi asupra naturii. Ca stil de viață, nu? Ca obiceiuri. Da, stilul tău de viață, stilul meu de viață, ce impact creează asupra naturii. Amprenta ecologică ți arată câte planete folosești ca să trăiești tu ca individ, sau arată la nivel de țară câte planete folosește o țară ca să producă resursele necesare pe un an de zile. Asta ce înseamnă? Înseamnă că într-un an de zile noi consumăm mai mult decât o planetă, consumăm aproape două planete ca să trăim, ca să asigurăm condițiile de trai ale omenirii, adică înseamnă că luăm resurse din viitor, înseamnă că punem presiune pe natură și ea nu se poate regenera în așa fel încât să asigure resurse și pentru generațiile viitoare, să asigure resurse pentru viitor. Dacă vă uitați pe ecologicalfootprint.org, acolo puteți să vedeți și la nivel de țară, și la nivel global, și la nivel individual, care sunt presiunile pe care anumite regiuni le pun asupra naturii. Și practic asta este cumva dezideratul, să creăm, să readucem acest echilibru, adică să trăim bine, dar să punem mai puțină presiune pe resurse. Presiunea pe resurse se pune în trei mari zone importante: mâncarea, cum ai menționat mai devreme, energia, care este condițiile de trai, consumul de energie, și transportul. Și aici una din soluțiile pe care noi le promovăm foarte mult este consumul local, de produse locale, să încercăm să reducem transportul și reducerea consumului de carne, în special de carne de vită, să încercăm să reducem impactul producției de mâncare asupra naturii și, evident, alegerea de surse verzi de energie, care, iarăși, e un subiect sensibil. Mă gândeam acum și trebuie să recunosc că mie îmi place foarte mult carnea de vită. Dar nu e bine. Există o explicație pentru care ar trebui redus consumul de carne de vită, nu? Adică mai multe explicații. Odată, din ce știu eu,
e legat de faptul că s-au făcut multe despăduriri în anumite zone pentru a se crea pășuni, zone unde pot crește vite, nu? Și creșterea numărului de vite la nivel global a influențat direct creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Da, în primul rând, creșterea vitelor poluează foarte mult solul și pânza freatică din sol. Asta este cea mai mare problemă. La noi, în România, nu este problemă cu defrișări pentru creșterea vitelor. În Brazilia auzisem da, că nu sunt niște probleme. Da. Da, păi America de Nord, America de Sud, acolo sunt consumatorii mari de carne de vită. Asta este, afectarea solurilor este una din marile probleme și faptul că se face monocultură, adică monoexploatare, același tip de exploatare, deci solul acela nu mai este, nu mai poate fi folosit la nimic, el rămâne distrus. Dar apropo de animale, și acum o să vă invit să facem o scurtă plimbare prin țară. Vreau să vă duc puțin spre Armeniș. Îți place, ți-a plăcut acolo? Zona Caransebeș, da. Am avut ocazia să merg acolo. Acolo e o poveste foarte frumoasă și aș vrea să o punctăm puțin, dacă sunteți de acord. Ce se întâmplă în zona aia cu susținerea WWF? În zona Armeniș facem un proiect unic în Europa și anume reintroducerea unei specii în sălbăticie. Acolo reintroducem zimbrii în sălbăticie. Ei au existat acum, cred că mai bine de 50 de ani, dacă nu mai mult, în această zonă nu mai există, au dispărut și reintroducem această specie, lucrăm din 2017. Acolo avem deja 50 de zimbri în sălbăticie, nici nu mai știm, cred că s-a și născut. Sunt mai mulți, cred. Păi cred că s-a și născut unul complet în sălbăticie. Aș vrea să fac eu o paranteză aici. În România existau zimbrării, da? Să zic, existau rezervații, da? La Vânător Neamț, pe la Hațeg, mai este una, da. Cred că la întorsura Buzăului, nu? În zona aia. Deci existau zone, că poate lumea ce, dar eu am văzut zimbru. Da, dacă mă duc la Vânător Neamț, sau, acolo au fost crescuți, deși în libertate, dar într-o libertate controlată, pot să zic da, așa? Da, adică sunt în rezervații. Sunt îngrijiți, ei primesc hrană, deci da. Automat și-au pierdut un reflex vital, nu pentru un animal sălbatic, de a umbla după hrană. Și atunci, pentru că el nu mai exista, deși un animal care a existat în România în sălbăticie, din ce știu eu, nu mai exista sălbăticie efectivă, nu. A început acest program, nu? Da. La Armeniș. Și da. Știu că, eu cred că sunt mult mai mult de 50 acum, cred că erau 50 acum vreo 2-3 ani. Eu să știi că sau... nu țin minte cifre, da, deci da, da. Dacă și, vrei să mă încurci, și întreabă. Și atunci erau zimbri mici, da? Pui de zimbru care se născuseră în sălbăticie. Și din ce știu eu, acolo au fost aduși din diferite zone ale Europei, da. Din sălbăticie, animale, da. Care după o perioadă scurtă de carantină erau eliberate și asupra cărora nu se mai intervine din exterior. Nu da. Li se aduce hrană, nu li se oferă nimic. Sunt lăsate de capul lor. Da. De ce din mai multe zone? Că și asta, nu? Ca să se facă o consanguinizare, zic bine, ca să se poată perpetua corect specia, să nu fie împerecheri între familii deja înrudite. Da, știi mai bine decât mine. Am fost acolo. Ți-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Pot să zic pe scurt, experiența a fost, am fost cu un coleg și cu cei doi băieți ai lui, un coleg fotograf, și am vrut să facem un material despre, un reportaj despre această acțiune. Și am stat 2 zile, am fost cazați la cort, am mâncat de la o doamnă din sat senzațional. Și ne-am plimbat și în prima și în a doua zi cu gândul de a observa zimbri în sălbăticii. Acum să ne înțelegem, nu e un țarc așa pe care îl cuprinzi cu vederea, sunt foarte multe hectare prin pădure și efectiv am ieșit cu ghilimelele mari de rigoare la vânătoare de zimbri, vânătoare vizuală. A doua zi n-am văzut nimic, doar urme. Am fost cu rangerii de acolo, care au fost senzaționali, ca și ghizi și cu povești și tot. Că am găsit urme proaspete, adică erau de câteva ore, era limpede că eram aproape de ei. Dar trebuie să precizez și asta, că eu până atunci n-am crezut că... Dar zimbru este un animal timid și foarte discret și care fuge din calea oricui. Da. Și nu i-am văzut, dar în prima zi am urcat spre observatorul, este acel observator da. La, acolo la Armeniș, care am înțeles că a fost premiat la un concurs de arhitectură. Este construit da. De voluntari, nu?
Și am stat acolo vreo, nu știu, o oră, două, nu mi-amintesc. Și la un moment dat, alertați de un câine dintr-o gospodărie, am văzut așa la depărtare și cu binoclu un mascul, era un mascul care era singur și era foarte mare. Și a fost o senzație foarte plăcută, că deși eu mă așteptam, speram să îi vedem așa la câțiva metri, a fost mult mai departe întâlnirea, dar a avut un farmec aparte, pentru că știam povestea și știam că și să-l vedem e un noroc și s-a întâmplat. Cred că e, nu se compară să vezi un animal într-o rezervație sau în captivitate cu a-l vedea în sălbăticie, adică înțelege că el acolo este în mediul lui natural și tu ești un vizitator, un intrus, care trebuie să aibă o amprentă cât mai mică și să nu deranjeze. Credeți că realizează natura. Mulți asta? Cred că dacă mergi în experiența asta, ce ai făcut tu este o experiență pe care noi o oferim. E o componentă de fundraising pentru proiectul de la Armeniș. Adică poate să fac oricine, chiar să vreau da, să precizăm se organizează chestiile grupuri, astea, da. Se organizează grupuri pentru exact care fac exact experiența pe care ai avut-o și tu, periodic și periodic organizăm aceste grupuri și cam toți au acest feedback, chiar dacă nu văd zimbri. Să știi că nu toți au noroc să vadă zimbri și atunci oricum întreaga experiență e valoroasă, pentru că ești în sălbăticie, înțelegi mult despre ce înseamnă ai biodiversitate. Ai foarte frumos, trebuie să zic și asta, adică foarte fain așa ca poveste. Da, da, contează foarte mult să te pună cineva corect în poveste. Da. Voiam să mai adaug ceva legat de Armeniș, nu știu dacă ai și update-urile astea. Acolo este un laborator experiențial pentru noi și în ceea ce privește dezvoltarea comunității locale, care să prospere ținând cont de proiectul de reintroducere a zimbrilor sau exploatând proiectul de reintroducere a zimbrilor. Ce vrem să facem acolo? Vrem să arătăm că poți să ai succes cu afaceri mici, afaceri locale, păstrând zona protejată și păstrând biodiversitatea naturală a zonei respective. Practic, excursiile cu de vizionat, de mers la zimbri și excursiile în sălbăticie sunt o formă economică de exploatare a acestui proiect de conservare. Acum am început acolo să construim un spațiu de coworking în natură și el iară cu voluntari, arhitecți și foarte frumos, sperăm și cu el să luăm niște premii. Cabane care sunt, unde te poți caza și care sunt făcute pe terenul oamenilor și sunt implicați localnici, adică ei au investit practic să își construiască acest spațiu de cazare pe care îl oferă pe Airbnb turiștilor și deja Muma Hut, care este prima căsuță construită în mijlocul naturii, este, cred că, rezervată aproape tot timpul, aproape tot anul. Ea a fost prima construită, anul ăsta se mai termină încă o construcție. Sperăm că până la anul să avem cel puțin 4 astfel de cabane. Participă toată comunitatea cu produse locale, cu zona de catering, cu zona de cazare. Avem evenimente acolo, avem un brunch în zona aceea. Deci creăm un ecosistem economic, ca să-i spun așa, în care oamenii, populația locală face, își dezvoltă afaceri, își găsește motive să rămână acolo și să prospere acolo în zonă prin activități care nu afectează natura, ci din contră, pun în valoare potențialul natural. Și e foarte interesant ce se întâmplă acolo. Am vrea să continuăm și să multiplicăm acest proiect în Maramureș, în Transilvania, în Delta Dunării, care sunt zonele noastre de conservare. Deci am putea spune că locuitorii din zona Armeniș și din jur au adoptat VVE foarte ușor, nu? L-au adoptat pe panda în viața lor, nu? Și au dat seama că ce ați început acolo la nivel de proiect, pe lângă că e nobil, le-au deschis orizonturile, s-au deschis noi perspective și pentru ei. Și pot să vă zic că am avut o cină foarte gustoasă într-o seară acolo, foarte gustoasă și chiar a fost așa un... Acum dacă stau și mă gândesc, derulez puțin timpul,
pentru că totul s-a întâmplat la cort, într-o curte foarte frumoasă și asta era foarte normal dacă seara aia s-ar fi terminat la un restaurant, că și nu era din filmul ăla. Și a doua zi trezitul și plecat în pădure cu rangerii și toată experiența, chiar, nu știu, așa, e foarte complicat să nu te sensibilizezi. Înseamnă că ești chiar la un nivel de lipsă de empatie completă să nu te sensibilizeze o excursie de genul ăsta. Și de asta am vrut să mergem până acolo, pentru că mi se pare senzațional la nivel de proiect ce se întâmplă. Și știu că asta nu e doar un moft, reintroducerea unei specii în sălbăticie. Din ce știu eu, zimbru are un rol foarte important în ecosistemul în care este prezent. Da? Nu, de la plante care efectiv reapar în zonele unde vine zimbru, pare ciudat, dar povesteau cei de acolo că inclusiv faptul că ei fiind foarte mari trec prin anumite zone, da? Pot poleniza anumite plante cărând dintr-o parte în alta, pe blană, pe copite, pe polen, de exemplu. Da, și el este arhitect, cred că se și numește arhitectul, peisagist. Așa. Da, peisagistul natural, nu? Natural, pentru că el asigură acest peisaj mozaicat, are un rol important în asigurarea acestui peisaj mozaicat, respectiv toate leerele de la pășune spre pădure, cu toate nivelele de toate au de câștigat, nu? Da, prin prezența zimbrului. Și la Armeniș, apropo de Armeniș, ca să cred că este un loc unde care este foarte atractiv pentru fotografii de natură. Eu am văzut niște seturi foto de la oameni care s-au dus și s-au sacrificat multe zile, nu două, și care au stat efectiv și au căutat, încercând să ca prezența lor să fie cât mai discretă, că e foarte important, altfel nu reușești să te apropii, și să te apropii de turme, că deja sunt formate mai multe turme, nu pot sta toți la un loc, și să surprindă niște cadre absolut fabuloase. Și cumva, oricât de bine ar fi îngrijit un zimbru, acum nu spun cu răutate, într-o rezervație, parcă fotografiile alea făcute în natură, când îi vezi cum trebuie să arate el când stă de ani de zile în libertate, au ceva aparte. Cu siguranță. Și Armenișul e un loc minunat din România, într-adevăr special, dar nu e singurul, știi? Nu e singurul, dar acolo vreau să-l duc acolo. Dar mergem și până în Delta, dacă vreți. Da. Că și acolo știu o poveste frumoasă pe care o monitorizați, nu? Sau o sprijiniți? În Delta avem un proiect chiar super tare, aș zice. Am inundat 1000 de hectare de pășune la Mahmudia. Deci imaginează-ți, dacă ai fost vreodată la Mahmudia, că te uiți pe malul celălalt al Dunării, unde era un tăpșan abandonat care aparținea primăriei. Și nici măcar animale nu mai erau acolo, fusese o zonă agricolă, o zonă de pășunat pe vremea dinainte de 89 și era un teren practic abandonat. Am inundat zona aceea, deci am făcut ceea ce se numește reconstrucție ecologică, respectiv am adus apa înapoi așa cum era înainte de 1950, și ce este uluitor acolo, și s-a făcut un canal care dă practic în canalul principal al Dunării. Ce este uluitor acolo este că în aproximativ un an toată biodiversitatea s-a întors, avem pelicani, cormorani, toate tipurile de păsări. Practic ești în delta Dunării imediat ce ai traversat canalul principal de la Mahmudia. Ceea ce înainte nu se întâmpla, înainte se făcea un ocol foarte mare, adică cine se caza, cine mergea turist la Mahmudia, știa că nu e în delta, că trebuie să aibă o barcă sau să ia alte, ca să ajungă în adevărata delta, să ajungă să vadă într-adevăr minunile deltei Flora Dunării. Flora și fauna acum sunt la practic 10 minute, treci cu barca și ești deja în delta, este superb acolo, pot să spun. Și ce facem în continuare este să menținem zona de sălbăticie,
acolo, avem susținători din mediul corporate care ne ajută, să vrem să creăm și acolo un observator de păsări și zone de fotografiere, dar tot așa, cum ai menționat, unde să nu, sălbăticia să nu te vadă, deci să nu fii intruziv, să nu deranjezi. O să creăm niște colibe, niște adăposturi unde fotografii și pasionații de natură vor putea să stea și să urmărească păsările și biodiversitatea. Și iarăși lucrăm cu comunitatea locală de la Mahmudia pentru a asigura cam același lucru pe care îl avem și la armeniș, sustenabilitatea economică, pentru ca ei să înțeleagă că zona asta și refacerea naturii creează oportunități economice. Spre binele lor. Da, proiectul este de peste 10 ani acolo și merge foarte bine, adică ei chiar își dau seama, avem și susținere de la primărie, chiar își dau seama de beneficiile zonei. Acum avem acolo sediu central și pentru Patrula Zero Plastic. Este un alt proiect al nostru prin care avem o barcă și navigăm pe canalele Deltei pentru a strânge plasticul plutitor și pentru a educa populația și turiștii vis-a-vis de impactul plasticului în natură și de soluțiile pe care le au ca să nu mai ajungă plasticul acolo în natură. Avem niște kituri de curățare pe care le distribuim în timpul verii. Ne ajută și cei de la Liga Română de Spinning și cumva încercăm să aducem o schimbare în acest habitat natural minunat care este Delta Dunării și, aș zice, unic în Europa. Deși mai sunt niște delte, mai da, vorbim cu colegii, ne mai distrăm cu colegii în alte țări. Mie mi se pare că Delta are un aer aparte, așa la nivel de frumusețe a naturii și dintre străinii cu care am interacționat și care vizitaseră în România, deci nu doar la nivel de city break, la nivel de bătut puțin țara la pas, cam toți, fără excepție, dacă au ajuns și în Delta, aminteau de Delta ca de un loc fabulos. Și am fost odată în Delta cu domnul Răileanu, cred că a fost și el a colaborat cu WWF, am fost cu dumnealui într-o plimbare cu caiacul și vreau să zic că eu am așa o reținere vis-a-vis de șerpi. Și s-a întâmplat să văd un șarpe de apă și n-am fost confortabil. Dar înțelegeam că el e de acolo, trebuie să fie acolo, a trecut aproape de barcă, am avut așa o senzație, nu știu dacă e o teamă, cât mai mult o repulsie. Dar ce voiam să zic este că cât nu mi-a plăcut mie să văd șarpele așa foarte aproape de mine, totuși nu se compară cu senzația pe care o ai când intri pe un canal cu caiacul sau printr-o zonă pe unde n-ai putea să intri cu altceva și totul e fabulos și ești înconjurat de nuferi și de foarte multe păsări senzaționale și apare așa, apare petul sălbatic, ca să spun așa, cel mai urât prădător, petul sălbatic. Să vezi gunoaie, pungi, sticle aruncate, că alea, ok, poate să ajungă și din altă parte, dar pot rămâne după cei care au făcut ce am făcut și noi atunci. Și este frustrant așa. Chiar și la nivel de turist este frustrant să dai, să intri așa pe un canal, totul să fie idilic și să vezi o sticlă care plutește. Și asta e ce vezi, dar sunt ferm convins că urme mari ale trecerii sunt pe fundul apei, nu? Chestii care n-au plutit sunt acolo și așteaptă să fie descoperite de generațiile viitoare. Deci da, asta vreau să punctăm și să mergem puțin și în Delta și știu că mai aveți un program de monitorizare a sturionilor, nu? Cumva, cred că suntem singura organizație de mediu din România care se ocupă de sturioni, acești dinozauri ai speciilor. Și la propriu și la propriu, figurat. Da, da. Și sunt de pe vremea dinozaurilor. Cred că e una, sau mă rog, că sunt mai multe specii, da, sunt... Cega, morunu, nisetru și păstrugale, am învățat la școală. Da. Pe care, apropo, nu... șansele să le vezi vreodată tu sunt minime, dar la, cred că e acvariul din Tulcea sau la Tulcea există acvariul lor sau, mă rog, e un muzeu unde poți să te duci și există
un bazin foarte mare, că e mult mai mare decât un acvariu, unde există cred că 3 din 4. Da, ei stau pe mâlul de pe fundul... Cega, mi se pare, nu vreau să fac o greșeală, dar Cega cred că nu există la... fiindcă e și mai rar. Sper să nu mă înșel. Nu știu, dar ți-am să nu mă bagi în discuțiile astea cu speciile, că nu-s biolog. Deci da, nu știu nici eu, dar am fost, deci am fost, când am fost la Tulcea atunci cu domnul Reineanu și am făcut o plimbare și am intrat și ne-am bucurat de tot și n-aveam nicio șansă să vedem un... Am continuat excursia la Tulcea și ne-am dus și am admirat. Și senzația pe care o ai după ce tu mergi pe apă și auzi niște povești vis-a-vis de că aș vrea să mergem puțin și în partea aia, chiar dacă sunt mai triste, vis-a-vis de braconaj și ce înseamnă pescuitul de sturioni și după aia ajungi să-i vezi și îți dai seama că sunt o comoară a României, pentru că nu îi întâlnești oriunde pe glob și chiar și în România, deși în teorie, nu? Pescuitul sturionilor este interzis. În teorie. Sau, mă rog, este... Nu știu dacă e interzis, dar știu că erau perioade de câte 5 ani nu, în care era prohibiție. Da, s-au prelungit oricum. Da. S-au prelungit. S-au tot prelungit. Există dar... crescătorii, poți să iei sturion. Există crescătorii, da, unde sunt. Dar cred că știm cu toții că un morun de delta e foarte valoros. Și când zic foarte valoros, am înțeles că un... morun la maturitate, să spun așa, da? Care trece de 20 de ani, care are dimensiuni impresionante. Da, ai văzut vreodată? Ai văzut? Nu. Are 4 metri, 4-5 metri. N-am văzut, dar am înțeles că un astfel de morun plins total întâmplător de către cineva poate pleca chiar cu elicopterul din România. Nu neapărat peștele, avem cât... Avem unul mascotă, este, îl vezi la restaurantul lui Frolu, la... Chiar Hanaua, îmi scapă numele. Unde? Nu știu. Pe lângă Piața de Flori. A, în București? La Pațaichin, unde are Pațaichin, asociația Pațaichin. Așa. Au și un restaurant de pește și le-am donat morunul nostru. Sau Cega era, nu mai știu exact. Oricum, un sturion în mărime naturală, pe care îl țineam noi în birou. Și poți să-l vezi acolo. Da, e impresionant. Plăcea, dar... Asta, poveștile pe care le-am auzit de la cei de-ai locului, care spuneau chestiile astea, că în momentul în care este prins unul foarte mare, care automat, dacă e cazul și are și icre, deja acolo e o discuție de... Ei își asigură întreaga viață dintr-un singur... Așa, la prima strigare am înțeles că nu e complicat să sari de 100.000 de euro la un exemplar. Da, își fac casă, își trimit copiii la școală, tot. Da. Și asta, povestea cu elicopterul, nici asta nu e o glumă. Că în momentul în care se face o captură serioasă, există cumpărători care pot trimite un elicopter, nu? Să aici preia. Eu nu pot să intru, știi, și mai știu o chestie apropo de monitorizare. Am înțeles că există unele exemplare care au fost cumva, să zicem, capturate, dar au trecut prin mâna voluntarilor și a specialiștilor și care au fost microcipate, da, nu? Ocular, pentru a fi, pentru a monitoriza traseul pe care l-au, ritmul de viață și așa. Și din ce știu eu, cel puțin acum câțiva ani, știu povestea unui exemplar care ultimul semnal emis de acel emițător era undeva la Odessa. Și nu era în apă. Din păcate. Dar, ei sunt specii care trăiesc pe fundul apei, în mâl. E foarte greu de monitorizat specia. Există exemplare cipate pentru a-i monitoriza. Și de asta nu se știe foarte multe despre e greu să dimensiunea speciei, despre problemele pe care le are. Asta încercăm cumva să monitorizăm. Subiectul braconajului este un subiect sensibil și acolo lucrăm cu autoritățile să reducem și să monitorizăm cât de mult, dar este chiar un subiect sensibil pentru că sunt interese foarte mari, cum ai punctat și tu. Și ce mai facem? Din nou lucrăm cu comunitățile locale
să-i ajutăm să se reorganizeze, pentru că interzicerea pescuitului la sturion pe ei îi afectează foarte mult. Adică sunt comunități de pescari care asta știu să facă și care au nevoie cumva de alte perspective care să compenseze activitatea pe care o desfășurau. Bine, din generație în generație. Trebuie să spunem și asta, că pescuitul sturionilor era absolut normal acum câteva zeci de ani. Adică există și imagini, fotografii, povești. Da. Știu, am și vorbit cu un prieten care a copilărit pe lângă Tulcea și care povestea că a avea icre negre când era la bunici în delta era absolut normal, că era o banalitate. Și nu că a ajuns acum să fie delicatese sau, mă rog, privită din altă perspectivă, pentru că n-au mai rămas multe exemplare. Dar când se prindea către un morun care era foarte mare, era ca la tăierea unui porc. În anumite nu se putea împărți între vecini, între se punea la păstrat carne, adică era cumva normal, numai că probabil exploatarea asta fără cap, da, din ultimele zeci de ani a dus către punctul în care au ajuns să fie specii, nu știu dacă pe cale de dispariție, dar cu o populație puternic diminuată, decimată, da, sau diminuată, da, mai corect spus. Da, suprapescuitul este o problemă globală. Noi în România nu avem așa un consum mare de pește și așa o industrie a pescuitului. Poate că ar fi bine să o dezvoltăm ca să nu mai avem presiune pe sturioni. Dar la nivel global este o mare problemă cu care se confruntă și pe care încearcă să o rezolve activiștii de mediu sau organizațiile care lucrează în zona asta. Bine, acum ne întoarcem la ce spuneam mai devreme. Suntem din ce în ce mai mulți, dar mai multe guri de hrănit. Automat și dezechilibrul ăsta care se produce la nivel planetar. Clar nu e bine. Rămâne de văzut cum se vor aranja lucrurile în timp. Aș adăuga un subiect sensibil și anume risipa alimentară, că pe de o parte suntem mulți, punem presiune pe resurse, pe de altă parte în anumite regiuni avem foamete și în alte regiuni avem risipa alimentară. Iarăși cifre nu există actualizate, dar știm că waste-ul, aruncarea mâncării este o mare problemă. Și eu cred că și la nivel individual, la nivel de societate, de țară, adică aruncăm foarte multă mâncare. Eu cred că în România cu atât mai mult în ultimul timp, sau, eu știu, ultimele 10-20 de ani, că cred că putem să ne uităm cu toții în frigider sau cu toții avem experiența sărbătorilor și a cumpărătorilor de sărbători. Cred că, poate și fiindcă am venit după o perioadă în care n-am avut părinții noștri, bunicii noștri, s-a și dezvoltat un obicei, să zic așa, de a, fiindcă acum ați permis mai mult să iei să fie de toate, dar în același timp fiecare știe cât din ceea ce cumpără consumă până la ultima picătură, să zic așa, cât se aruncă. Trebuie să cumpărăm cu gândul consumului în minte, cu gândul consumului ponderat în minte. Noi cred că încă cumpărăm să fie în frigider, să fie acolo. Nu neapărat cât chiar vrem să consumăm. Noi avem un program pilot în momentul de față, se cheamă Coșul de Picnic, în care mergem în școli către copilași mici de clasele 1-4 și împreună cu educatorii, cu învățătorii lor, îi ajutăm să înțeleagă un pic ce înseamnă un consum echilibrat de mâncare. Între criterii sunt reducerea risipei alimentare, consumul de legume, fructe și consumul de produse locale. Și vreau să-ți spun că merge foarte bine, sunt super încântați și profesorii și copiii, pentru profesori avem jocuri și planuri de lecții prin care îi ajutăm cumva să-și organizeze orele la clasă și au activități practice în care copilașii se duc acasă, cer părinților să le pună pachetelul de mâncare cu morcov sau cu măr sau cu un produs local. Sunt diverse rețete pe care ei le pot găti acasă cu părinții lor, iar feedback-ul este super bun, în sensul că au ajuns copiii să facă educație părinților. Și părinții super încântați de treaba asta, adică sunt foarte încântați de feedback-ul ce vine de la școală. Așa că chiar toți.
Îți spun, chiar, sigur, noi am desfășurat proiectul în București în momentul de față. E un proiect pilot, sperăm ca din septembrie să-l extindem. Și chiar nu au fost păreri negative. Așa cum îl prezentați, eu l-aș vedea ca o chestie care ar trebui introdusă în efectiv să-l introducă Ministerul Educației. În curicula obligatorie. Da, în curicula obligatorie, să fie neapărat o materie, dar să fie punctate foarte bine chestiile astea, pentru că ce așezi acum la copiii de școală primară, vei culege peste, nu știu, 10-15 ani. Noi sperăm ca asta să intre ca parte din această materie de educație ecologică, să includem și zona asta de consum echilibrat. Că până la urmă consumul de mâncare intră într-o zonă de consum echilibrat în general. Cumva să îți pui mai bine întrebarea de ce cumperi ceea ce cumperi și chiar trebuie să cumperi tot ce te gândești tu așa din prima sau că vrei să cumperi. Sau ce spune copilul că a învățat la școală. Da, și ar mai fi... ține moral în supermarket și te pune așa într-o... Ei, nu cred că ajung chiar așa. Să știi, ca și părinte pot să-ți spun, sigur, copiii mei nu mai sunt atât de micuți, dar pot să-ți spun că cred că e o ușurare pentru părinți să vină copilul și să-mi spună punem de mâncare chestia asta în pachetel, că îmi trebuie la școală. Pentru că oricum, ca și părinți, ne întrebăm tot timpul ce să mai punem în pachetele alea. Nu mai vor sandwich, nu mai vor sandwich cu nu știu ce, că miroase sau că se sleiește sau... Când cresc vor bani, e suficient, nu? Da, bun, când cresc s-a terminat, da. Vreau să întreb așa, o chestie cumva pragmatică, dar să o punctăm și pe asta. Vreau să vă întreb cum sunt percepute acțiunile WWF în România, pentru că am citit că în 2021, în Statele Unite, cel mai important susținător financiar al acțiunilor WWF a devenit HP, Hewlett-Packard, dacă am reținut bine. Nu te contrazic și că nu discutăm despre sume impresionante. Da, de fundația, probabil. Fundația Hewlett-Packard. Poate, dar oricum, okay. Venind dinspre companie, da, către WWF, la nivel de donații și de sprijinit cauze pe care WWF le inițiază. Și, repet, discutăm despre zeci de milioane de dolari. Dacă am citit bine, dar era pe site-ul WWF. Vreau să vă întreb cum sunt percepute în România chestiile astea, la nivel corporate, la nivel de companii mari. Că, pe de o parte, e bine să îi luați așa pe indivizi, bucată cu bucată, cu ghilimele de rigoare, să-i faceți conștienți de niște chestii, dar în același timp trebuie să primiți și sprijin de la cei care își permit să sprijine cu adevărat cauze de genul. Și vreau să vă întreb care e situația în România, efectiv. Cum sunt văzute chestiile astea? În primul rând vreau să-ți spun că noi avem anumite reguli după care interacționăm cu companiile. Nu interacționăm cu orice tip de companie și nu luăm bani de la orice tip de companie, mai ales de la companiile care au impact negativ asupra mediului și nu au măsuri de sustenabilitate implementate. Din total veniturile organizației, 13%, anul trecut 13% au fost veniturile de la corporații, deci banii donați de corporații, iar noi targetăm să nu depășim niciodată 25%. Marea parte a veniturilor WWF vin de la fondurile, proiectele europene și o mică parte de la donatori individuali. Acolo ne-am dorit să creștem, deci ne-am dorit ca oamenii, persoane fizice, să susțină mai mult organizația. În ceea ce privește colaborarea cu mediul corporate, cum spuneam, nu interacționăm și nu luăm bani de la companii care nu au măsuri de sustenabilitate implementate, dar dorim să interacționăm cu companiile pentru că ele au un impact major în ceea ce privește presiunea asupra resurselor și, practic, transformarea lor pe tot lanțul lor de valoare, deci nu doar a operațiunilor proprii, ar putea să schimbe lucrurile în ceea ce privește sănătatea naturii. Există întotdeauna marea întrebare legată de greenwashing. Toate companiile ar vrea să facă o plantare, o ecologizare, o activitate. Pot să zic o spoială, așa, ca să dea ia bine. Ochii, da. Așa, și atunci suntem atenți și încercăm să ne finanțăm proiectele, să păstrăm dialogul cu mediul corporate și în același timp să nu facem greenwashing. Deci zic eu să nu spuneți dumneavoastră, e mai mult decât ziua aia în care de la televizor ce s-a întâmplat, nu?
Da, da, adică exact. Adică mai rămân cel puțin 364, dacă nu 365 de zile, când chiar ar conta, da, exact, sprijinul. Exact. Ce urmărim noi este să încurajăm companiile, deci să, cum spuneam, să educăm, să păstrăm dialogul, să încurajăm companiile să ia măsuri de sustenabilitate, să-și măsoare, de exemplu, impactul de materialitate, așa se numește, respectiv amprenta pe care ei o creează nu doar asupra mediului, ci și impactul social și impactul economic, cei trei piloni de sustenabilitate. Deci să-și măsoare, să-și evalueze și să-și ia măsuri de reducere sau de schimbare a acestui impact. Pe partea de mediu, evident, discuțiile sunt legate de ofsetarea carbonului, reducerea amprentei de transport sau amprentei energetice, și cumva încercăm să facem educația asta, încercăm să-i încurajăm să se înscrie în diverse forumuri ale industriei patronate de Națiunile Unite, cum este Global Compact, de exemplu, sau Science Based Targets, care îi ajută companiile să-și seteze aceste obiective de sustenabilitate și să-și măsoare obiectivele de sustenabilitate. Și, bineînțeles, ce ne mai dorim și ce încercăm să facem, și aici, de fapt, vine zona super sensibilă, este să ne folosim de puterea financiară a companiilor de a promova mesaje legate de consum sustenabil, de protecția mediului, de acțiuni care se pot face. Companiile au bugete de publicitate mari, au o clientelă numeroasă și am vrea să ajungem prin intermediul companiei cu mesajele noastre la clienților și la furnizorilor și la partenerilor. Deci cumva să devină un vehicul de comunicare pentru noi. Da, dar nu e fină linia dintre foarte o companie care produce sau vinde anumite produse care uneori poate nu sunt nici măcar sănătoase, ca să zic așa, și imaginea de eco, bio-friendly, environment-friendly pe care ar vrea să o construiască nu e uneori prea sensibil. Aș zice că ține cumva o problemă de autenticitate. Până la urmă nimeni nu-i perfect. Eu nu-s perfectă, tu nu ești perfect, WWF nu-i perfect, compania X nu-i perfectă. Măsura în care ne asumăm plusurile și minusurile, măsura în care ne adresăm, dacă vrei, minusurile sau deficiențele, asta contează. Adică cât de transparent îți asumi impactul pe care l-ai, cât de transparent arăți ce măsuri ei și cât de transparent monitorizezi ceea ce faci. Și atunci o să vezi că lucrurile se schimbă puțin. Nu putem să fim radicali. Dacă suntem radicali, ne ducem într-o zonă în care nu mai este, o zonă care nu mai este orientată către soluții. Ori noi la WWF, și asta într-adevăr ne expune și ne face vulnerabil ca organizație, noi suntem organizație orientată către soluții. Noi ne place să spunem că suntem organizație de mobilizare, nu de activism. Lucrăm împreună în parteneriat internațional cu Greenpeace, care prin esență este o organizație de activiști. Noi suntem o organizație de mobilizare, respectiv punem toate resursele, toți stakeholderii la masă, punem toate ideile pe masă, punem interesele tuturor pe masă și încercăm să construim soluții care să servească pe toată lumea. Interesul nostru este legat de protecția naturii și de exploatarea sustenabilă a resurselor. Misiunea noastră este de omul în armonie cu natura și fiecare dintre celelalte entități are anumite interese. O companie poate să-și dea seama că interesele ei economice depind de bunăstarea naturii. Că până la urmă, știi cum e, natura este fundamentul, natura este casa noastră, adică orice interes economic dispare în momentul în care nu mai ai resurse. Ce să exploatezi. Da, pe care să le exploatezi, exact. Cred că pe cât de mult iubesc unii activitatea WWF sau Greenpeace, că pe atât de mult o urăsc alții care sunt afectați direct în activitatea pe care nu o desfășoară. Și nu, cred că poate și fi toată lumea mulțumită. Da, cred că și în România sunt unii care nu au
marcaje chiar pe toți arborii pe care îi exploatează, care nu sunt chiar încântați că există WWF în proximitatea lor, nu? Voiam să vă întreb acum, cred că se vede la cadru, aveți așa, sunteți flancată de un panda și de un râs de pluș pe care am încercat să-i așezăm așa strategic și voiam să vă întreb povestea lor, că nu sunt întâmplători în cadru. Pe lângă faptul că panda este simbolul organizației, da? Chiar aceste animale de pluș sunt, fac parte într-o campanie, nu? Da, mulțumesc că ai menționat asta. Ele sunt parte din campania noastră de donații. Practic poți să achiziționezi un pluș, nu doar râs sau panda. Eu încerc întorc, știi, da, să mă uit la ele. Da, o să-i punctăm și pe ceilalți, dar ăștia au încăput aici în cadru. Avem mai multe animăluțe de pluș. Dacă donezi pentru WWF, poți să iei și să optezi să iei și un animăluț de pluș și în felul acesta susții activitatea noastră de protecție a speciilor. Cred că formularea este adoptă, nu? Adoptă, da. Adoptă da. Un panda, adoptă un panda, un râs, adoptă un lup. Un urs? Un urs polar, un urs brun. Adică dacă... O vidră acum, WWF, ultima e vidră. Da? Nu cred că am. WWF.ro, zic bine? Da, WWF.ro. Da, și dacă navighezi pe website, sigur găsești și zona de adopție unde poți să accesezi un animal pe care... de pluș pe care îl adopți, dar bineînțeles e povestea, mai poți să citești acolo toată povestea, pentru că fondurile se duc nu către susținerea unor susținerea campanii, speciilor și a habitatelor naturale ale acestor specii. Adică în momentul în care îți achiziționezi un râs, fondurile care se strâng de la partea de râș se duc, nu, spre programe de la lup, la fel. Da, este... practic avem lup, râs și urs. În România, nu? Da, în România cumva considerați ca specii sălbatice, considerate ca specii sălbatice și toate activitățile noastre de monitorizare a speciei, de reducerea fragmentării habitatelor, aici e un subiect, alt subiect, dacă vrei, putem intra și în el, dar să nu ne lungim, acest subiect a numit coridoare ecologice. Habitatele animalelor se fragmentează datorită construcției de infrastructură, construcției de case, hoteluri, pârtii de schi în anumite zone și noi trebuie să ne asigurăm că ele pot să trăiască cât de mult pot în sălbăticie, adică să aibă un mediu natural nealterat și identificăm aceste coridoare ecologice, coridoarele lor de, pentru hrană, pe unde merg ele pentru hrană, pe unde merg ele pentru reproducere și încercăm împreună cu autoritățile să creăm reguli în așa fel încât zonele acelea să nu fie afectate, deci să construiască pe lângă sau în mai departe. Așa, ca să vă întrerup puțin, fac o paranteză, poate în contextul acestei discuții nu se mai mire nimeni, că am avut discuții de genul ăsta, când zic că nu e ok să te oprești pe marginea drumului să hrănești ursul ăla de pe Transfăgărășan sau eu știu unde, că deja sunt zone, vara trecută știam 4 locuri în care văzusem urs pe Transfăgărășan și în 4 locuri am văzut ursul în timpul săptămânii, nu zic în weekend. Da, ei s-au obișnuit să vină acolo. În total am văzut 8, mă rog, cred că maturi, că erau destul de mari, și 3 puișori sau 4. Da, deja ursul, puișorul de exemplu, ăla nu prea mai e sălbatic. Da, nu mai sunt când sălbatic. Va crește. Da. Și nu e o glumă, nu e un moft. Țin minte și acum că eu treceam pe acolo, era o coloană oprită la un exemplar și a venit cineva și a dat o petardă ca ursul să se sperie și să fugă și ceilalți, adică era cineva care știa ce face și ceilalți au reacționat urât la adresa domnului care a dat petardă, care cred că era cumva, nu știu dacă era pădurar, dar era din zona, că a venit expres să facă lucrul ăsta și lumea a reacționat urât, dar toți au trăit cu senzația că a vrut să sperie ursul ca să, nu știu, să se distreze, dar de fapt chiar dacă ca să pare nu vină cinic, la mâncare. Chiar dacă pare cinic, am vrut să-i fac un bine. Da. Pentru că lumea nu conștientizează că ursul la care e hrănit 3, 4, 5 luni pe an de trecători și care nu mai e chiar atât de sălbatic, va trebui în restul timpului să se descurce singur și de multe ori nu
prea iese cum ar trebui, ca să nu spun altfel. Nu, noi avem zone de hrănire. Există zone de hrănire în zonele protejate, dar și acolo, cumva, prezența omului trebuie să fie cât mai discretă. Chiar îmi spuneau colegii, am fost în Maramureș, într-o zonă creată de noi printr-un proiect, o zonă din asta de liniște, un coridor ecologic unde am creat și o zonă de hrănire și îmi spuneau colegii silvicultori că ei se stresează și ei simt mirosul de om. Adică nu trebuie să te apropii foarte mult. Dacă ești în zona aia, deja pentru ei e un stres, mirosul. Deci sunt super sensibil și simt foarte, păi aia cu, foarte tare. A fost atacat de urs de cele mai multe ori, de fapt e un pic altfel. Dacă ataci intimitatea animalului sălbatic și te apropii periculos de mult de zona în care el se simte confortabil, nu e ca și cum poți să porți un dialog, să explici că ești în trecere sau asta. Plus că au fost numeroase cazuri în România filmate că se poartă, nu? Am văzut, că anul trecut sau acum 2 ani, o doamnă care a coborât din mașină să-și facă un selfie cu un urs și s-a apropiat, nu cred că erau 5 metri acolo. Da. Și nu știu, la ce te aștepți când faci chestia asta? Eu nu zic că o gândești, că nu mi se pare că o gândești. Aici ne întoarcem la educația. Da, voiam să punctăm și chestia asta, că de multe ori pare așa, dacă îi zici cuiva, bă, n-ar trebui să-i dai de mâncare nici vulpii care vine, nici ursului, că nu-i faci un bine, e un bine aparent. E ca la hrănitul păsărilor, nu, a lebedelor cu pâine sau cu... Da, niciun animal sălbatic nu ar trebui hrănit în nicio formă și oricum ar trebui să nu fie obișnuit cu prezența omului. Ori aici, la urs, e un subiect sensibil. Noi avem un alt proiect, nu știu dacă știi despre el, de orfelinatul de urși, știi, din Harghita? Nu. Dar îmi place deci avem, cum sună și mi-ar plăcea să ne povestiți puțin. Avem un proiect pe care îl susținem, nu este proiect WWF, dar WWF este susținătorul principal al acestui proiect, în care susținem orfelinatul de urși, Bear Again se numește, în zona munților Hărșmaș, în zona Harghita, și acolo sunt aduși ursuleții orfani ale căror mamă moare într-un accident de mașină sau diverse alte interacțiuni cu omul, din păcate. Uneori cu omul înarmat, nu? Din păcate, și aducem puișorii, îi hrănim cu drone, în așa fel încât să nu intre în contact cu omul și să poată după aceea fi eliberați în sălbăticie. Și e super frumos ce se întâmplă acolo. E o zonă unde nu putem să mergem cu turiști atât de mult. Ne-am dorit noi să mergem și noi pe acolo, dar trebuie... Pe cât de spectaculos ar fi, pe atât de rău ar face acolo pe termen acolo am înțeles exact ce înseamnă să ai o prezență umană cât mai discretă. Practic, hrănirea și tot ce se întâmplă se face cu drone acolo, în așa fel încât ei să poată să-și continue o viață în sălbăticie fără să fie domesticiți sau semi-domesticiți. Am avut o campanie foarte simpatică, Bearflix. O avem în continuare, poți să intri pe www.wwf.ro și să dai Bearflix și vei vedea filmări cu ursuleții din orfelinat. Poți să urmărești seriale cu fiecare ursuleț care este acum în orfelinat. Cred că acum au mai venit niște ursuleți, o să cam comunicăm. Cam cât sunt? Aveți așa... Nu? Țin minte cifre. Ah, okay. Cred că scrie pe site. Iară, nu ți-aș da o cifră greșită. El așa, la nivel de concept, sună atât de bine și bineînțeles că mintea te duce cu gândul. Mi-ar plăcea să merg acolo, dar nu e bine să mergi acolo. De altfel, dacă cineva vrea să vadă ce urme poate lăsa omul asupra animalelor sălbatice, cred că la Zărnești, nu? Da, la sanctuarul de urși de la Zărnești. Am stat un reportaj care efectiv m-a întors așa pe dos cu un ursuleț. Mă rog, era matur, era la bătrân spre finalul vieții, care fusese orbit intenționat de fostul proprietar care îl ținea pentru fotografii. La Sinaia, ursul de la Sinaia. Da, da. Și... Eu am fost acolo la sanctuar. E trebuie tragic. Trebuie să te țină puțin sufletul așa. Să trebuie să mergi acolo, da. Și să... Dar acolo sunt urși care au fost exploatați în circuri, exploatați în zonele astea pentru fotografii. Practic, vin acolo să-și trăiască ultimele zile, nu în sunt în care libertate. Poate nici nu înțeleg, ei nu mai au instincte, nu mai miros. Cred că cel orb nu are miros.
deloc, nu se poate hrăni singur. Zona e foarte frumoasă și spațiul e mare. Da, nu am amintit de asta, nu că, chiar dacă nu e un proiect WWF sau asta, am amintit pentru că acolo poți să vezi exact cât de mult poți să depășești limita și cât rău poți să faci, da. Chiar dacă nu tu. Da. Dar poate prietenul tău care și-a făcut poză, cel care avea un prieten care avea un animal de companie exotică sau au existat și cazuri dintre astea, trebuie să te țină cumva sufletul, după cum am zis, să vezi, dar odată ce ajungi acolo realizezi că... Da, nu, Zărneștiul nu e proiectul nostru, dar pot să zic că sunt mândră că acum ceva vreme nu lucram pentru WWF. WWF a făcut campania care a dus la oprirea, la interzicerea exploatării animalelor în circuri. Deci am avut campanie cu subiectul ăsta. Iarăși unii s-au supărat, probabil. Cruzimea asupra animalelor. Da. Nu e subiectul nostru principal, dar ne afectează pe toți, cred că. Da, asta acum aș vrea totuși să ne întoarcem la orfelinatul de ursuleți, ca să încheiem povestea urșilor așa, pe un ton pozitiv. Din păcate nu poate fi vizitat, dar din fericire există și e bine că există și e bine că primesc o șansă. Că altfel, acum nu-mi dau seama cum decurge viața unui pui care rămâne în sălbăticie până să ajungă să se descurce singur, că din ce știu eu, puii de urs stau destul de mult pe lângă mamă, raportat la alte animale sălbatice, ca timp. Și atunci, dacă de mici se ia această șansă, probabil e o victimă aproape sigură, ca să nu dau nu un procent total. Aș vrea să vorbim puțin, să nu terminăm, până nu amintim și de Ora Pământului, că știu că ăsta este un proiect global WWF, care are an bun, nu? Din ce știu eu, e de pe la începutul anilor 2000, cred. Cam așa, da. Deci e cumva și e un proiect adoptat la nivel global, nu? Da, a pornit la Sydney și despre adoptat ce înseamnă Ora Pământului? Pentru cei care nu au sărbătorit niciodată Ora Pământului. Da, noi zicem și cred că la anul așa o să-l și marketăm, Revelionul Ecologiștilor. Este o acțiune care se întâmplă în ultima sâmbătă a lunii martie, în care timp de o oră, de la 8:30 la 9:30, oprim... Pe fiecare fus orar, nu? Pe fiecare fus orar, fiecare la el acasă. Da, da, da. Oprim lumina și scoatem aparatele electrice din priză într-un gest simbolic care să ne ducă, să trezească atenția asupra problemelor de mediu. Toată lumea se aliază, nu, este un eveniment care a început de la WWF, acum aparține tuturor, așa ne place nouă să spunem. Noi am rămas cheerleaderii evenimentului, cei care mergem și încurajăm pe toți să facă asta. Instituțiile statului, clădiri celebre, monumente celebre își opresc luminile peste tot în lume. Timp de oră se întâmplă evenimente. Chiar și în Las Vegas? Uite, nu știu. Ce acum, întrebare bună! Acolo m-am dus cu gândul că... Trebuie să intre pe colegii de la WWF US. Da, trebuie să te duci cu gândul într-un loc care e foarte strălucitor noaptea. Păi uite, turnul Eiffel, nu m-ai întrebat, opera din Sydney, astea se sting Sydney sigur. Ar fi fost culmea să nu. M-am gândit la Las Vegas că acolo nu e foarte glamorous situația. E foarte noaptea. Bună întrebare, promit că data viitoare acolo e... ar fi tare. Nu știu să zic dacă se stinge acolo. Și cum e perceput în România? Afară îmi dau seama că existând și exercițiu și cumva altă cultură, sunt mulți care aderă la acest... Dar în România cum? Cumva ce semnale aveți? Lumea e deschisă și interesată. Ce ne doare pe noi este că nu reușim să creăm cumva o schimbare constantă. Și nu doar o oră, de Ora Pământului, dar ce vedem este că din perspectiva creșterii nivelului de conștientizare asupra problemei, el crește de la an la an, adică avem din ce în ce mai mulți oameni interesați, noi organizăm niște ateliere cu teme legate de sustenabilitate, stil de viață sănătos, produse locale și așa mai departe și din ce în ce mai mulți oameni participă sau își arată interesul de a participa la aceste evenimente pe perioada pandemiei le-am făcut online, le-am continuat anul ăsta, tot online am făcut.
și lumea cumva vine, interacționează, sunt foarte implicat, se pun multe întrebări, acolo se creează o comunitate, ce ai sentimentul ăsta de comunitate, care este așa din ce în ce mai mare, dar nu, poate nu la viteza la care o visăm noi, știi, nu e chiar așa toată România. Instituțiile statului închid lumina, opresc, Parlamentul a oprit cam totdeauna, anul ăsta chiar nu știu să-ți spun de... Măcar atât, ca să spun și eu, nu pot zic, măcar atât. Primăriile opresc luminile, în general în țară, se organizează diverse evenimente, noi le oferim materiale promoționale, poate să-și downloadeze și să-și facă diverse activități și se creează așa un sentiment de solidaritate în jurul acestui demers. Am povestit până acum mai multe proiecte pe care WWF le întreprinde în România și le pune în practică sau le-a pus, le pune și le va mai pune de acum înainte. Presupun că mai sunt și altele la care lucrați. Asta voiam să zic, că nu cred că ți-am zis nici jumătate. Da, știu. Acum e greu să facem o listă exactă. Trebuia să mă pregătesc cu lista. Puteți să ne spuneți unul de viitor, dacă nu e secret. Dacă aveți ceva care... o campanie sau o chestie pe care o veți lansa în viitorul apropiat. Nu, pot să-ți spun două proiecte, așa, unul pe care am vrea să-l începem, dar n-avem fonduri în momentul de față. Eu cu fondurile vreau să încheiem, dar până acolo să ne ziceți de asta. Păi avem, de exemplu, tot din zona asta de conștientizare, avem Pădurea Virgină de la Șinca. Șinca e o zonă superbă, nu știu dacă ai fost în Pădurea Virgină. A fost un coleg de-a meu, după în Pădurea Virgină. A, ok. A fost, da, curat. A, uite că nu ne-am vorbit aici, dar ne-am... Dar putem să amintim și gândit despre asta, ce înseamnă Pădure Virgină și toate alea. De ce e bine, de exemplu, știu, acolo am aflat prima dată că e bine ca unii pomi să, dacă sunt doborâți, să fie lăsați acolo da, ca să se creeze... lemnul mort care generează viață. Da, și... de aia te vei duce și vei găsi un trunchi care e putrezit, dar care are tot felul de insecte și mici mușuroaie și... Știi mai bine ca mine chestiile astea. Eu voiam să amintesc de proiectul ăsta pe care îl visăm la Șinca, pentru că, cum ai spus, la Orfelina nu se poate merge, dar la Șinca se poate merge în pădure și e foarte frumoasă pădurea, e superbă și dacă mergi cu ghid și îți explică toate leierele, toate dimensiunile astea de la lemnul mort până la cum arborii mai înalți țin umbra arborilor mici și ce înseamnă umbra, soarele, ciupercile, să vezi zonele unde sunt și sunt spectaculoase ciupercile. Deci acolo este o zonă, iar de o oportunitate foarte mare de educație, interactivă și plăcută. Ne-ar plăcea să facem acest tip de turism ecologic să fie cât mai dezvoltat. Și la Șinca am vrea să creăm această oportunitate economică. Acum ne gândim cum ar fi bine să arate proiectul, cine ar putea să se ocupe de zona asta de turism. Noi am putea să venim cu ghizi sau cu know-how pe ce înseamnă Pădurea Virgină de la Șinca și să creăm iarăși un proiect în care comunitatea locală să câștige și noi să putem promova ca și organizație un mesaj legat de protecția Bine, naturii. Se înțelege că toți cei care se vor duce și vor vizita pădurea trebuie să întoarcă din pădure cu absolut tot cu ce au plecat la ei, nu? Asta așa că să facă o glumă. Dacă mergi cu grup, n-ai șanse să lași nimic, că nu se face picnic în pădure. Sper. Nu, în pădure se merge, se iese și la marginea pădurii este loc frumos. Eu am zis așa, poate am fost răutăcios, dar există un sâmbure de adevăr în această răutate mea. Și vreau să-ți mai zic de un proiect, parcă nu te-aș lăsa să mă lași să plec așa. Ați zis că sunt două, urma să întreb și de al doilea. Este un proiect pe care l-am început anul trecut, la sfârșitul anului, se numește Treci pe Verde și este un demers în care vrem să adunăm într-o hartă toate afacerile care au început să meargă pe drumul sustenabilității. În așa fel încât orice om care vrea să facă o alegere de consum, respectiv, nu știu, să-și ia mâncare sau să-și ia o anumită cazare sau să cumpere anumite produse, haine sau alte produse de fashion, să poată să consulte această hartă și să găsească antreprenori români
care au început să ia măsuri de sustenabilitate. Avem deja, ne apropiem de 200 de afaceri care sunt acolo pe hartă. Multe sunt afaceri cu care am lucrat în proiectele de conservare. Îi încurajăm pe toți cei care știu astfel de afacere să scrie, să intre pe www.wwf.ro, treci pe verde și să ne recomande o afacere. Și ce visăm noi este să creăm acest hub în care să arătăm că România se schimbă, că există soluții, că există oameni care produc aici bunuri cu o amprentă mai mică și care și-au propus, care au devenit conștienți de nevoia asta de a gândi business-ul din componenta asta a sustenabilității. Nu este o certificare, deci nu dăm un certificat, sunt alte entități care certifică. Noi avem niște criterii destul de permisive, zicem noi, dar credem că ăsta e un început. Și e o recunoaștere a meritelor până la urmă, nu e o certificare. E recunoașterea începutului demersului. Adică dacă ținem ștacheta sus, oamenii pot fi descurajați. Chiar și la nivel individual, dacă eu spun ție acum trebuie să faci asta, asta, asta și asta ca să fii ecologist, o să zici, aoleo, prea complicat, nu mai pot. Mi-am luat pe cap. Da, de asta și campania cu care noi am lansat are headline-ul E ușor să fii un ecologist și poți să-ți downloadezi de pe site și o diplomă de ecologist chiar pentru o acțiune mică pe care ai făcut-o. De exemplu, dacă ai urcat scările în loc să iei liftul, poți să-ți dai singur un premiu, să-ți descarci diploma de ecologist și... Este un proiect așa cu bătaie lungă, dar ne este foarte drag și am vrut să-l menționez că pentru că vrem să avem cât mai multe afaceri acolo. Deci dacă știți afaceri, păi așa recomandați. Aș vrea să încheiem pragmatic. Și o să zic eu, deci WWF este o organizație mare, da, la nivel global. N-are rost să discutăm, nu e o chestie la colțul străzii, te oprește cineva. E limpede ce, adică e transparentă treaba ce se întâmplă cu fondurile, cu donațiile, cu asta. Pe lângă acțiunea, mă rog, campania despre care am amintit adineori, cu animalele de pluș, la care are acces toată lumea, voiam să întreb acum la final, cum poate veni cineva spre dumneavoastră de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt și să sprijine cauzele pentru care luptă organizația? În primul rând, poate să redirecționeze 3,5% din impozitul pe salariu către organizația noastră. Asta e cel mai simplu. Asta e la nivel individual, oricine? Da, adică... vorbim acum de persoane fizice. Ok. În al doilea rând, dacă are cont de Revolut, poate să opteze și acolo pentru o donație către WWF, oricât de mică. Banii care sunt donați către WWF de către români utilizatori de Revolut vin la noi, la WWF România. Apoi pot să intre pe site-ul www.wwf.ro și să aleagă ce opțiune li se potrivește de a dona, ori să adopte un pluș pe care l-am menționat mai devreme, ori să facă o donație singulară pentru unul din proiectele noastre, ori să facă o donație lunară. Un soi de abonament, nu? Da, dacă doresc să susțină lunar. Abonament mic, mare. Da. Pot să intre pe printoteca.ro și să-și comande un tricou cu design cu panda sau cu alte, avem câteva designuri acolo personalizate și poate să-și facă cadou un tricou sau o sacoșă de pânză. Deci și pe printoteca.ro avem o componentă de donație. Și iar dacă sunt companii, ar putea să redirecționeze 20% din impozitul pe profit către WWF. Asta vreau să punctăm și companiile, da. Că puțin cu puțin de la multă lume, dar cred că e foarte important să fie și acel plafon de până la 25% cât v-ați impus, să vină și așa mai mult deodată, nu? Da, ne-ar ajuta. Dar cum e? Cum reacționează mediul ăsta corporate sau mediul business? Cât de deschis e la o colaborare cu o entitate unde câștigi la capitolul imagine, dar n-ai altfel de câștiguri, să zic așa? E din ce în ce mai deschis. Dar vor câștiguri și ei, evident. Deci trebuie totdeauna căutată situația win-win.
Pentru redirecționările de 20%, noi doar enumerăm donatorii pe site-ul nostru, enumerăm în raportul anual. Cum spuneai și tu, asta vreau să subliniez și eu, este transparență foarte mare. Noi publicăm anual un raport, raportul nostru de organizație, în care arătăm veniturile și sursa veniturilor organizației. Deci, dacă ne redirecționează 20%, practic, ne dau fonduri nerestricționate, ne ajută în activitatea noastră. Dacă discutăm proiecte de co-marketing sau de transformare, atunci trebuie să găsim un echilibru între așteptările lor și așteptările noastre. Evident, pentru noi important este să facem proiecte de conservare. Adică resursele financiare care vin către noi să se ducă direct în conservare, să nu se oprească în activități de marketing, activități, alte tipuri de activități. Și aici este dansul pe care îl facem. Dansul hârtilă. Dansul și în care actelor, intră nu? Zona asta de marketing social, marketing sustenabil, care este o zonă pe care eu o iubesc foarte mult. Eu aș vrea să încheiem cu speranța că poate peste ceva timp ne vom revedea și vom povesti și despre alte proiecte care vor fi în desfășurare și vom povesti și despre cât avânt a luat populația de zimbri de la Armeniș și cât de bine merge treaba în Delta la Mahmudia și numai chiar și despre orfelinatul de urși. Ar fi ideal să ne spuneți că nu prea mai sunt cazuri și nu mai e că el există ca proiect, dar nu mai avem pentru ce să îl implementăm, dar bineînțeles, ăsta e un caz ideal. Păi da, știi cum se spune că organizațiile, misiunea organizațiilor non-profit este să rămână fără slujbă. Da. Adică să se rezolve problema pentru care... Asta ar fi cea mai bună urare pe care aș putea să fac eu către WWF, să nu mai aibă nicio cauză pentru care să lupte, dar din păcate, și nu vreau să fiu visător, sunt realist, mi-e teamă că nu doar că nu-i posibilă în viitorul ce va urma, dar cred că adevărul trist este că vor fi din ce în ce mai multe cauze și în România punctual, dar și la nivel global. Nu vreau să închem pe un ton negativ, îmi pare rău că m-am dus acolo. Vreau să vă mulțumesc că ați avut răbdare să ne povestiți, să ne spuneți. Poate pentru unii asociau vizual logo WWF și panda ăsta simpatic cu ceva, poate nu știau despre ce acum. N-am pretenția că facem educație, dar măcar câtorva să le fi stârnit așa interesul vis-a-vis de ce cu această ceea ce părea o companie, dar care de fapt o organizație, nu? Care are ca scop protejarea mediului. Vă mulțumesc că ne-ați dat exemple concrete, eu cred că alea sunt foarte importante. Sper că am stârnit interesul unora, măcar să ducă la Armeniș, nu? Sau la Șinca, în momentul în care se va deschide, sau în Delta. Nu? Sau în Delta la Mahmudia. Și da, cumva sună ciudat asta. Ar fi fost ok să nu trebuiască să purtăm dialogul ăsta, în sensul în care toate lucrurile ar fi fost frumoase pe planetă, dar din păcate realitățile ne-au împins, nu, să povestim despre chestii de genul ăsta. Eu zic că ar fi fost ok să avem un dialog, că și dacă lucrurile erau mai ok, oricum ele trebuie menținute și îmbunătățite. Da, da. Poate ar da. Fi fost util să vorbim... Da, am fi da. Avut altă temă de discuție, dar de eu dialogat merită. Eu vreau să merită. Mă gândesc că la nivel planetar putea fi mai rău, că putea fi mai... Dar pot să mă gândesc că putea fi mai bine. De asta zic, acolo băteam așa. Eu zic că ar trebui să te gândești că va putea fi mai bine. Cred că speranța nu trebuie abandonată și iarăși cred că e important să știm că fiecare dintre noi putem să facem ceva la nivel personal. Începând prin a colecta selectiv, de exemplu, continuând prin a semna o petiție, prin a ne asuma un rol mai activ la nivel de comunitate, și, nu știu, susținând organizațiile care fac aceste activități, nu e chiar atât de rău. Nu suntem chiar atât de pe roșu, suntem așa un portocaliu. Zic că nu merită să ne pierdem speranța și cred că trebuie să transmitem optimismul și altora. Poate părem așa un pic naiv, dar eu zic să nu renunțăm. Vă mulțumesc mult de tot.
pentru toate poveștile pe care ne le-ați prezentat și vă mulțumesc. Acum nu pot să-i mulțumesc lui Pan, dacă încă eu am căutat un dicționar, dar n-am găsit, să pot să-i comunic lui, așa că vă comunic dumneavoastră ca și cum aș face-o către organizație. Cel puțin în nume personal vreau să vă mulțumesc pentru toate cauzele nobile pe care le sprijiniți și tot ajutorul pe care le acordați în România măcar. Mulțumim și noi. Și vă mulțumesc pentru această discuție. Mulțumim și noi.